Bună ziua, dragilor! Bine ne-am reîntâlnit la o nouă etalare pentru ziua de mâine, 28 mai. Așa cum deja cred că v-ați obișnuit, avem 3 trandafiri și o să vă rog să vă alegeți o culoare. Varianta 1, culoarea albastră, varianta 2, culoarea mov și varianta 3, culoarea roz. Da? Deci alegeți ce culoare considerați că vă place, vă atrage mai mult. Iar eu am să încep cu prima variantă și anume trandafirul albastru. Să vedem ce vor să ne spună cărțile pentru ziua de mâine de la trandafirul albastru. V-a ieșit casă, v-a ieșit potcoavă, păi e bine. Până aici. Dar să vedem și pe mai departe. Dacă vă gândiți să plecați la un drum, nu îl veți face mâine. Dacă așteptați vești scrise, iar la fel, nu sunt mâine, cu toate că sunt foarte, foarte aproape de dumneavoastră. Dar văd că aveți aici un dric, iar acest dric vă spune că veți scăpa de pericol la timp. Deci fiți foarte atenți pe unde mergeți mâine, ce faceți, pentru că e posibil să treceți printr-un pericol. Dar important este că veți scăpa din el la timp. Pentru că, așa cum sunt și cărțile aici, aveți un înger păzitor care vă păzește și puteți trece cu bine peste acest lucru. Da? Acest înger păzitor vă mai spune că o putere supremă te salvează din a face un pas greșit. Da? Deci, dacă cumva aveți mâine de încheiat o înțelegere, indiferent cu cine, încercați să amânați puțin, măcar pentru o zi, ca să fiți siguri că faceți ceea ce trebuie. Da? Indiferent dacă cumpărați sau vindeți ceva, indiferent ce contract trebuie să semnați, încercați să amânați pentru o zi, dacă se poate. Dacă nu, atunci cel puțin citiți foarte bine contractul, să nu fie ceva care să nu știți și după aia să aveți probleme. Mai aveți aici și un șarpe, iar acest șarpe vă spune că mâine veți avea parte de gelozie. Gelozia asta poate să fie atât din partea partenerului, cât și din partea persoanelor apropiate de voi. Deci nu e neapărat doar din partea partenerului. Da? Până la urmă și persoanele singure pot avea parte de gelozie din partea, nu știu, poate din partea copiilor, poate din partea vecinilor, familiei și așa mai departe. Dar mai aveți și o casă, iar această casă vă spune corectitudinea vă aduce succes. Da? Deci dacă sunteți oameni corecți, oameni cinstiți, atunci veți avea parte de succes. Mai aveți și o potcoavă, iar potcoava vă spune tot ceea ce întreprindeți în viitorul apropiat va fi cu succes. Ceea ce e foarte bine. Adică dacă v-ați gândit cumva să vă faceți o firmă a voastră personală, să fiți pe cont propriu, veți avea succes. Da? Sau indiferent ce v-ați gândit să faceți. Da? Doar că fiți atenți la contracte când le semnați, mai ales dacă aveți și asociați, da? Să nu cumva să vă păcăliți. Mai aveți și o bufniță, iar această bufniță vă spune că proiectul tău va fi fără succes. Da? Deci fiți atenți că probabil, așa cum v-am spus, dacă cumva aveți vreun partener, parteneră de afaceri, citiți foarte bine contractul că s-ar putea să nu fie ceea ce știți voi. Dacă cumpărați sau vindeți ceva la fel. Deci fiți foarte atenți la lucrurile astea,
cel puțin pe ziua de mâine, pentru că e posibil să cineva să vă întindă o capcană și să picați în ea, da? Mai aveți o coasă, iar această coasă, vă spune, ți se întâmplă ceva ce ți este pe destin, da? Vi se va întâmpla ceva ce destinul a hotărât acest lucru. Nu voi, nu altcineva, da? Deci nu puteți evita. Dar la cum este poziția acestei coase, este un lucru pozitiv, ceea ce e foarte bine. Dacă e pozitiv, e pozitiv, e bine. Acum, vedeți voi mâine ce și cum. Mai aveți aici o strângere de mână. Iar această strângere de mână vă spune, uniunea voastră este amenințată să se destrame. Da? Deci, v-am spus, așa cum v-am spus, fiți foarte atenți, indiferent în ce constă parteneriatul pe care îl aveți, pentru că ceva nu e bine. Și dacă nu sunteți atenți, s-ar putea să pierdeți. Da? Bine, nu în toate cazurile, dar în mare parte din ele, da. Deci mâine fiți atenți la ce parteneriate aveți, ce parteneriate faceți și așa mai departe. Mai aveți și o pisică. Iar această pisică vă spune că ferește-te de ghearele ascunse ale unui prieten din exterior. Vedeți, deja pisica v-a spus că e vorba despre un prieten din exterior. Deci atunci, poate așa știți, unii dintre voi, bineînțeles, știți mai bine de cine să vă feriți. Care știți, știți, care nu, fiți atenți. Că e mai bine. Știți cum se zice, atenția păzește via, da? Deci, fiți foarte atenți ce faceți, cu cine vorbiți, mai ales acolo unde unde sunt probleme în căsnicie, alea cu siguranță ajung să se destrame. Pentru că, n-ai ce, oricât încerci să repar, dacă nu merge, nu merge. Da? Dar acolo unde e vorba de parteneriate, de făcut contracte, chiar dacă faceți un împrumut la bancă, nu știu, poate să fie orice fel de contract, încercați să fiți atenți. Încerc să văd dacă mai sunt toate imagini. Dar nu mai sunt altele. Sper că v-au fost utile aceste imagini. Și voi trece la trandafirul mov. Da? Să vedem ce vor să ne spună cărțile pentru ziua de mâine, pentru cei care au ales trandafirul mov. Ce frumos la fel. Voi, v-a ieșit un trifoi. Mâine sunteți norocoși. O imagine foarte frumoasă.
Deci, așa cum am spus, voi ați început cu trifoi. Iar acel trifoi vă spune că fericire și împlinirea dorințelor. Da? Deci, o zi foarte, foarte frumoasă. Să sperăm că rămâne în același ton. Dar vom vedea, cum mai urmăresc acum imaginile, să vedem ce imagini avem și ce vor să ne spună. Da, mai avem aici o balanță, da? Iar această balanță vă spune că fericirea dumneavoastră depinde ce decizii luați. Deci fiți foarte atenți și voi la deciziile pe care le veți lua mâine. Da? Puteți să trageți lozul câștigător sau nu. Da? Da, se pare că nu mai aveți alte imagini, dar asta, chiar dacă ați avut doar două imagini, sunt suficiente să vă spună că mâine veți avea o zi fericită, o zi norocoasă, o zi care vă poate bucura sufletul, doar că trebuie să fiți puțin atenți, mai ales cei care ați stat... V-ați despărțit la un moment dat de partener și poate mâine vă sună, reluați legătura și atunci să vină să vă spună niște povești frumoase ca voi să îl credeți și să-l iertați. Da? Deci fiți atenți, mai ales cei acolo care v-ați despărțit de partener din cauza unor probleme pe care vi le-a făcut. Da? Deci încercați să fiți echilibrați. Asta vă spune balanța. Încercați să fiți echilibrați. Dacă vedeți că într-adevăr și-a dat seama de greșeala făcută și a încercat să schimbe acest lucru sau să corecteze, să spunem, acest lucru, pentru că niciun om nu dorește o schimbare, dar măcar o corectare, da? Atunci puteți fi fericiți împreună. Dar dacă nu a încercat nici măcar acest lucru, înseamnă că va face din nou acel lucru și atunci iar probabil veți ajunge la despărțire. Da? Deci fiți foarte, foarte atenți în ceea ce vă spune, în ceea ce se întâmplă și așa mai departe. În rest, poate să fie o zi liniștită, calmă și să fiți un pic mai veseli decât în mod normal. Bun, și acum am să trec la trandafirul roz. Să vedem ce ne spun cărțile pentru trandafirul roz. Să sperăm că ne vor spune de bine. Pentru voi. La voi imaginile văd că sunt destul de greu de aflat, dar văd că și voi aveți un
trifoi. Iar acest trifoi vă spune că o supărare sau o dezamăgire destul de mare. Da? Mâine ceva vă va supăra, vă va dezamăgi o persoană. Poate să fie în orice domeniu, atât la servici, atât acasă, cât, da? Indiferent de, poate să fie oriunde și orice persoană. Dar vă va dezamăgi foarte tare. Să sperăm că nu este partenerul pentru cei care sunteți în cuplu, da? Dacă așteptați niște bani, nu-i veți primi mâine și nu cred nici că vor veni foarte curând, pentru că nu sunt așa aproape, dar mai aveți și un pește, iar acest pește vă spune că simbol... noroc special pe mare. Deci dacă mâine veți trece o apă, veți trece o mare, da? Marea sau ceva de genul, veți avea noroc. Probabil că puteți merge cu avionul, puteți merge cu un vapor, poate, și atunci aveți noroc. Întâlniți probabil acolo pe cineva, da? Și dacă mergeți dintr-o localitate într-alta și treceți o apă, da? Că sunt cazuri când mergi dintr-o localitate într-alta și trebuie să treci o apă, da? Puteți avea noroc. Dar văd că aveți și un îngeraș, iar acest îngeraș vă spune că fericirea pe care ți-ai dorit-o te așteaptă. Da? Mai ales asta pentru cei singuri, da? Și mâine mergeți undeva, poate în vizită, probabil pe drum sau acolo, veți întâlni pe cineva și ușor, ușor se va lega o prietenie. Și după vedeți mai departe dacă continuați sau nu. Da? Deci acest noroc în special e pentru cei care mâine te coapă. Nu că pentru ceilalți nu poate fi, dar... e mai specific pentru cei care trec cu apă mâine. Mai aveți aici și o barcă, iar această barcă vă spune veți primi câștiguri în urma unor munci. Da, deci dacă ați muncit undeva, nu știu, și nu ați fost plătiți sau ceva de genul, primiți acei bani probabil. Dar văd că totuși imaginile, cum să zic, vi s-au aliniat și planetele s-au aliniat, imaginile s-au aliniat și văd că aveți totuși imaginea banilor, doar că această imagine vă spune un câștig plăcut neașteptat. Deci mâine, probabil, ați dat bani împrumut la cineva și nu vi-a mai adus când v-a promis, n-ați mai știu poate nimic de persoana respectivă și mâine vine și vi-i aduce. Da? Sau nu aveți nicio înțelegere cu nimeni pentru mâine de a merge la sapă, să spunem că acum e perioada asta, la grădini, da? Dar vine din senin și vă cheamă, hai să mă ajut. Și atunci vă plătește. Da? Deci poate să fie orice de acest gen. Da? Și pentru cei care, de exemplu, zugrăvesc sau fac alte activități în gospodărie, poate să-i cheme un vecin sau oricine, o cunoștință, să zică, hai să-mi zugrăvești și mie bucătăria sau mai știu eu ce și să fiți plătiți. Da? Deci există foarte multe situații de acest gen, la care voi, în acest moment, nu vă gândiți.
Dar mai aveți aici un cavaler, iar acest cavaler vă spune știri cu fericire. Deci mâine văd că voi totuși, cu toate că s-a început destul de sceptic această etalare, pentru că imaginile nu prea vroiau să iasă, văd că totuși aveți imagini destul de frumoase și destul de benefice. Da? Pentru mâine. Da? Deci e foarte bine pentru voi, pentru mâine. Ceea ce este foarte bine. Atâta timp cât nu se întâmplă lucruri rele, lucruri negative, e perfect. Da, deci cam atât am avut de spus și pentru voi. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Iar dacă v-a plăcut, o să vă rog să dați un like, să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul și puteți lăsa inclusiv comentarii. Dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dacă vreți să facem etalare pentru ceva anume, deci poate să fie orice. Puteți să scrieți în comentarii orice, nu-i niciun fel de problem. Vă mulțumesc! La revedere!